Costul benzinei și al motorinei standarde pe piața produselor petroliere din Moldova va crește și joi, informează Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Mai exact, potrivit ANRE, pe 19 ianuarie, conducătorii auto vor scoate din buzunar pentru un litru de benzină cu cifra octanică a 95, 24 de lei și 39 de bani, cu 9 bani mai mult decât miercuri. La rândul său, motorina standard va putea fi comercializată la stațiile PECO din țară la un preț maxim de 24 de lei și 13 bani per litru, cu 8 bani mai mare decât costul din ultimele 24 de ore. În condițiile date, prețul maxim de comercializare al combustibililor de tip standard, care este stabilit direct de către ANRE, rămâne ridicat față de începutul lunii septembrie 2021, cu 4 lei și 32 de bani per litru în cazul benzinei A95 și cu 7 lei și 86 de bani per litru în cazul motorinei standard.